Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this video lesson, we will look at another aspect of Romanian grammar. Hai să începem. The Romanian pronoun, pronumele, the reflexive pronoun, pronumele reflexiv. The reflexive pronoun, pronumele reflexiv, is a type of pronoun that is preceded by the adverb, adjective, pronoun, or noun which it refers to. As in English, in Romanian, this pronoun indicates the person who is performing the action of the verb, and it is also the recipient of the action. Let's have a look at the following chart. On the left, we have the person and number, persoană și număr, and on the right, we have the English and Romanian translation. Persoana întâi singular. Myself. Eu însumi. Eu însumi. Persoana a doua singular. Yourself. Tu însuți. Tu însuți. Persoana a treia masculin singular. Himself. El însuși. El însuși. Persoana a treia feminin singular. Herself. Ea însăși. Ea însăși. Persoana întâi plural. Noi înșine. Noi înșine. Persoana a doua plural. Voi înșivă. Voi înșivă. Persoana a treia plural. Themselves. Ei înșiși. Ei înșiși. Now, let's make some examples. Eu mă pot ajuta doar pe mine însumi. Eu mă pot ajuta doar pe mine însumi. Tu însuți trebuie să rezolvi această sarcină. Tu însuți trebuie să rezolvi această sarcină. Noi trebuie să știm că noi înșine suntem responsabili de daune. Noi trebuie să știm că noi înșine suntem responsabili de daune. Actorii au economisit fondurile teatrului făcând ei înșiși costumele. Actorii au economisit fondurile teatrului făcând ei înșiși costumele. And that's the end of another Romanian grammar lesson. Now it's your turn. Make a sentence with one of the target words and post it in the comments section below. And don't forget to subscribe. In that way, you won't miss the next episode. Also, if you can spare $1, consider supporting our project on Patreon. Ciao, this is Mihnea, signing off from Beijing.